După zile întregi în care ancheta privind asasinatul de la Arad a bătut pasul pe loc, șeful poliției române a decis să preia personal cazul. Benone Matei va merge la Arad pentru a coordona ancheta în cazul exploziei mașinii afaceristului Ioan Crișan. Mai multe ne spune chiar acum colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Este în legătură telefonică directă. Lili, bună dimineața, te ascultăm! Până dimineața, șeful poliției române a decis să meargă chiar în cursul zilei de astăzi la Arad, asta după ce ancheta s-a potignit acolo, având în vedere că gravul incident s-a petrecut în urmă cu aproape 3 săptămâni și practic suspectul sau suspecții sunt de negăsit. În astfel de situație, având în vedere că vorbim despre o infracțiune de omor premeditat, suspecții în acest tot timp puteau să dispară fără urmă în orice colț al lumii. Cert este că nu există nici măcar un indiciu cine ar fi putut să săvârșească această infracțiune. Ulterior producerii tragediei de la Arad, când un om de afaceri practic a fost aruncat în aer ca urmare a activării unui aparat exploziv în mașina acestuia. Anchetatorii au făcut percheziții la circa 3-4 zile după incident, au ridicat documente de asemenea după mai multe zile, au audiat 10 de martori, însă nimic nu a dus către suspectul sau suspecții respective. Este cel mai grav incident petrecut în România în ultimii 30 de ani și practic acest lucru se poate repeta oricând în cazul în care suspecții nu sunt găsiți. S-a vehiculat că aceștia ar fi din Republica Moldova, însă nicio dovadă adunată până în prezent nu a dus la această concluzie. Așadar, șeful poliției române va prelua ancheta în teritoriu, având în vedere că ancheta este făcută de parchet, nu de poliție, însă cercetările de urmărire și eventual de identificare a suspecților acestei tragedii.